pasionat de muzică încă din copilărie, de când era elev. Ceva mai târziu i-a intrat rockul în sânge și acolo a rămas. S-a poziționat încă din anii 90 în topul celor mai bune voci rock românești. Și a reușit să se mențină așa, indiferent în ce formulă a cântat. Voltaj, Krypton, Quartz, Unplug Me și mai nou, My Driver. Gabi Nicolau, sau Guriță, cum mi se spune în zona muzicală, este un nume de rezonanță în rockul românesc. Gabi, sunt peste 30 de ani de când ai intrat în nebunia asta frumoasă care se numește muzica rock. Da. În toți anii ăștia ai adunat foarte multe piese asupra cărora ți-ai pus amprenta vocală. Ai adunat și foarte multe amintiri. Și asta aș vrea să-ți propun, să răsfoim împreună albumul tău cu amintiri. Un album cu fotografii mai vechi, mai noi, din diferite perioade artistice și o să te rog, privindu-le, să ne povestești ce amintiri te leagă de momentul respectiv, de fotografia respectivă. Ești de acord? Sunt foarte de acord. Este o idee minunată. Am urmărit și celelalte interviuri. O idee minunată de a face aceste, arhive pentru viitor. Pentru că, într-un fel sau altul, fiecare moment din viața noastră este un moment de istorie. Dar aș vrea, înainte de a-ți arăta prima fotografie, să te întreb. Ce înseamnă pentru tine rock-ul? Un gen muzical, o stare, un mod de a fi? Ce este un rocker? Mă refer la rockerul, persoana care cântă, nu rockerul, ascultătorul de rock. Tare mă bucur că îmi pui această întrebare pentru că vreau să lămuresc oamenii asupra termenului rock și rocker și muzică rock. Rock-ul a fost adoptat în România în perioada dinainte, pre-revoluționară, ca o modalitate de manifestare a protestului. Sunt multe modalități pe care le abordează tinerii, adolescenții și mai apoi adulții în încercarea lor de a protesta. Asta este revolta, este greva japoneză pe care au făcut-o românii într-o anumită perioadă. Iar tinerii și nu numai s-au alăturat acestei mișcări muzicale care se numește rock. Rock-ul este fundamentul multor altor genuri muzicale, inclusiv o parte din muzica dance pleacă din rock. În traducere liberă, rock înseamnă stâncă, adică apa trece, pietrele rămân. Semnificația și sensul rock-ului în general și a fi rocker nu este aceea de a fi murdar, pletos, jegos și așa mai departe, ci a încerca să rămâi în propria convingere, a încerca să rămâi, să faci față dincolo de provocările mediului care nu-ți convine. Bineînțeles că zona de revoltă este puțin marginalizată de unii care nu înțeleg ca atare. Și atunci i s-au atribuit rock-ului această stare de mizerie, de întuneric, de greșit. Adică, pe vremea lui Ceaușescu, muncitorii care își vedeau ei de treaba lor și erau convinși de ceea ce se întâmplă, că e bine pentru ei, îi sfidau pe acești tineri care erau altfel și considerau niște jegoși. Și au atribuit această stare, tot așa tacit, da, suntem, uite. Și au încercat să pară și mai, să fie și mai revoltați și mai contra... O modalitate de protest. De protest. Japonez. Uh-huh. Cu minte. Fără să dăm, fără să facem lucruri grave. Pur și simplu, doar să se vadă că suntem nemulțumiți.
Asta este rock. Pentru mine rock înseamnă demnitate, înseamnă forță, înseamnă sinceritate, înseamnă omenie, înseamnă valoare. Iar rockerul? Este un om care își trăiește viața în demnitate și onoare. Am vrut să facem această introducere și acum să intrăm chiar în subiect. Este o imagine chiar de la începuturile tale artistice. Este prima trupă în care ai cântat. N-aveai plete atunci, aveai părul scurt. Da, cred că este singura fotografie în care ești fără plete. Da. Și nu cred că mai sunt altele. Aici eram în facultate și ceilalți sunt colegii mei de trupă care sunt colegi de an. Care iar, se numea? Se numea Puls, pentru că era trupa, trupa facultății de medicină veterinară. Și am zis, noi să ne numim Puls. Uh-huh. Adică ceva viu. Cel care este vinovat de coruperea mea, pentru că aș vrea să fac o mărturisire. Pentru mine rock-ul era Pink Floyd, era Genesis, Deep Purple. Nu-mi plăcea rock-ul foarte agresiv, foarte zgomotos, foarte incisiv. Și Sorin Pruteanu m-a corupt în anul întâi de facultate. El m-a găsit, cum aveam obiceiul, cântând la dușuri, m-a auzit. Da, e un loc foarte bun unde să faci vocalize, pentru că îți poți susține bine vibrațiile. Deci am început să cânt în baie, efectiv. El m-a găsit, mi-a propus să facem o trupă rock. Inițial am refuzat pentru că eram anul întâi și era foarte dificil la medicină veterinară. Era proba de foc. Dacă treceai de anul întâi, ajungeai medic veterinar. Și aveam anatomia care era cuiu, cum se spune în facultate, în mediul studențesc, universitar. Cuiu era anatomia și trebuia să fim foarte pregătiți. Și m-a păcălit, pentru că unul din asistenții de la anatomie se ocupa de cântarea României. Și mi-a zis, păi nu, trebuie să mergem, că auzi că avem trupă și trebuie să mergem. Nu știu cum facem. Și ne-am apucat. Deci, Puls. Puls. Ce a urmat după? A urmat că unul din chitariștii din trupă, nefiind student, singurul care nu era student, a plecat în armată. Printr-un coleg de facultate am ajuns cumva în mediul extra-studențesc. El era văr cu Lidia Toboșara de la Catenele, trupa feminină de rock, și prin ea am aflat de niște băieți care erau, de fapt, de un chitarist și un toboșar, pentru că toboșarul, colegul nostru, nu prea făcea față, era la început, era chiar amator și începător în ale tobei. Acum este chitarist, de exemplu. Am chemat niște băieți din afară. Și așa a apărut în viața mea Lapi, colegul meu. Răzvan Lupu. Da, deci Lapi. Cu el am început să cânt pentru prima oară, mai la nivel profesional, liga profesionistă, cu Răzvan Lupu Lapi la tobe, cu Manuel Savu la chitară, cu Vali. Am făcut trupa care s-a numit Icar. Am concertat pe la Festivalul Studențesc și chiar prima noastră, la prima noastră ieșire împreună la Ploiești, la Armonii de Primăvară, mi-am primit porecla de guriță. Asta vreau să-mi spui, de unde până unde guriță? N-aveam poreclă și nu prea se purta să n-ai acolo ceva. Și pe când ne întorceam de la Ploiești, eu care mă ocupasem de organizarea, de partea de transport, cazare, masă și așa mai departe a trupei, în mediul studențesc fiind niște schimburi și așa mai departe, eu eram cel care pusesem deoparte banii de tren ca să mi recuperez apoi de la secretariat, de la contabilitate, de la contabilitatea Institutului Agronomic,
Și bineînțeles că nu aveam foarte mulți bani, că eram și eu student. M-am întâlnit într-o alimentară cu lapii și cu prunus, care erau foarte setoși, așa, și m-au rugat să-i împrumut de bani până în cameră. Și le-am dat ultimii bani pe care mai aveam pentru biletele lor de tren, că atât aveau nevoie. 50 de lei sau nu știu cât era, o valoare de genul ăsta. Și uite așa am rămas fără două bilete. Și le-am zis, faceți blatul cu nașul, treaba voastră, descurcați-vă. Pe drum mi s-a făcut milă de lapi, că era mititel, avea 16 ani. Zic, hai că eu sunt student cu state vechi, hai să că fac eu un loc cu tău. M-a prins nașul. Cert este că, deși ținea cineva de 6, ne-a prins nașul. Eram foarte preocupați, n-a imitat tot felul de piese, melodii și așa mai departe. Și am vrut să o întind în timp ce era parțial atent. Am sperat să nu-l distrag. Și am luat-o pâș-pâș spre uși și când m-a văzut, așa m-a auzit din spatele meu. Ia vino tu, guriță, încoace. Ce vrei tu să faci? Și atunci, pentru că oricum eram gura liv și ăștia au râs, bineînțeles. Și le-a plăcut. Da, deci le-a plăcut. Așa ți-au zis. Așa, i-am făcut capul mare, lunașul. Nu mai aveam decât 3 lei de trolebuz, adică la modul ăsta de nașere. Nu mai am să-ți dau, deci pagă. Că ne-au cerut ăia la sunet, i-am făcut capul mare. Și am rămas cu porecla la gurița. M-a botezat un naș de tren. Ne-am lăburit. Cum se chema la vremea respectivă trupa? Icar. Icar. Devenise Icar, odată cu optarea celor trei membri din afară. În 88 ai plecat pe litoral cu Icar, da. Dar până la sfârșitul sezonului estival ai ajuns în Voltaj. Da. Asta este... Acolo este Prunus. Da, este Prunus. O chitară... Nu. Prunus este la clape, se vede undeva în spate. Atenție! Aici? Nu. Ăsta este Amedeo Bolohoi. Amedeo, da. Care era și finul Oadi Ilie, fondatorul, Voltaj. Da. Gabi Constantin Porcus. E în spate, da. E în spate, actual Voltaj. Eu. Nu se vede... Toboșarul, da, care Narcis era toboșarul de vară pentru noi. El este Teodor Marin Mamulos, indianul și așa mai departe la bas. Și aici e mititel Prunus n-a mai încăput în peisaj. Deci toți aveau porecle, chiar tu să nu ai, da, bine că ți-a zis nașul, guriță. Da. Adică nu. Aici eram la Modern în Mamaia. Povestea a fost foarte haioasă. Istoria. Povestește. Da. Am plecat la mare pe 15 mai. Aveam în Saturn discuțiile făcute pentru a cânta la restaurantul Mercur din Saturn. Nu ne-a plăcut. Era pustiu, încă nu începea. Noi cântam, dar nu aveam la cine. Nu ne plăcea, Vroiam hărmălaie, vroiam agitație, vroiam... Bineînțeles că n-avea cum. De la întâi ne-am mutat în Eforie Sud la Mercur. Întâmplător. Cert este că nici la data de la 1 iunie, practic, nu prea era mișcare pe litoral, deși nu se compară cu ce se întâmpla acum. Era lume. Deja era lume. Dar parcă am fi vrut mai mult. Nu. În Eforie Nord exista localul, acum părăsit, am fost chiar recent, am făcut și niște fotografii, restaurantul Neon, unde în fiecare vară cânta Irisul. În vara aia li se suspendaseră atestatele pentru un scandal care s-a întâmplat undeva în Ardeal, nu mai țin bine minte. La un concert s-au încăierat cei din public și a fost de vină trupa. Cam așa se întâmpla. Și n-au putut să vină pe litoral și locul era gol, încă nu și începe, abia și începe activitatea pe 15 iunie și cu noi era chiar sunetist, tehnician, băiat la toate practic, dar sunetist Baboi, care era tehnic la Iris de obicei și venise cu noi, că ne știam, eram în gașca din Liga a doua, așa ca să spun, cu trupa Icar,
Am cântat un an înainte în deschidere la Iris, de exemplu. Chiar am avut o întâmplare fericită în care ne-au plăcut și cei de la Iris și ne-au mai chemat să mai cântăm o dată de 1 mai, ceva de genul ăsta, și apoi, nu mai știu, sau înainte de Paște, nu mai știu cum era. În orice caz, am prins două concerte în deschidere la Iris. E, cum să ajungem noi la Neon? Baboi a zis, băi, trebuie să fiți o trupă cunoscută, să aveți album, ceva, că ăla știe. De-aia și a Iris-ul în fiecare vară. Deci era locul ideal pentru noi, că veneau rockării să asculte muzică. Și atunci, pentru că pe litoral venise trupa Voltaj, care acolo s-au scindat în două echipe, Voltaj, Voltaj 88, până la urmă una dintre trupele Voltaj a rămas fără loc de cântare și au plecat la București, rămâsese Voltajul 88. Noi știam povestea și am zis lui Amedeo, Amedeo, dar tu care ești finul luat de Ilie, ce, n-ai dreptul la numele de Voltaj? Mai ales că a și cântat o perioadă în trupa Voltaj lăsată de Adi Ilie înainte să plece în America, în 87, parcă, sau 86. Ba da, bestial, gata, suntem Voltaj. Am întors pe spatele firmei aici, scria Icar, că întorsese în firma luminoasă, traforasem repede Voltaj și am devenit Voltaj. La Modern am ajuns înlocuindu-i pe cei de la Voltaj 88, cărora nu le plăcea lor locul, vroiau și ei la Neon, unde cânta Irisul, de obicei. Și am făcut schimb și ne-am dus la suedezi. Aici cântam pentru două hoteluri, restaurantul Modern, unde deservea, care deservea două hoteluri unde veneau turiști suedezi. Și cântam Europe, cântam Bon Jovi, dar Europe era fascinant pentru suedezi. Chiar veneau și se uitau prin spate să vadă unde este casetofonul, magnetofonul, că nu era în regulă, suna. E playback? Da. Ei au crezut că e playback. Și am zis, nu, îmi pare rău, nu-i cântăm, nu se poate. Se poate. Cu formula asta am apărut chiar și într-o revistă, într-un ziar de-al lor din Suedia, pentru că veneau diverse personaje acolo. Dar n-a ținut foarte mult formula asta. Un an mai târziu? Un an mai târziu. S-a făcut la o invitație. Un an mai târziu, chiar în septembrie 89, m-a chemat Lapi la Krypton să dau o probă, cum se proceda. Da. Și bineînțeles că m-a plăcut Dokan pe loc. Ca să știm cine te-a plăcut, cam așa arătați atunci. Da. Lapi, Dokan, clăparul de atunci a Răzvan Filiu, tu? Eu cu părul permanent. Deci aici chiar am făcut să-mi părul permanent, deși nu era nevoie. Eugen Mihăescu. Asta cred că este deja în vara al 90. Aici eram, cred că la restaurantul Victoria, prima noastră aventură capitalistă. Am plecat pe bilete. Adică ne-am înțeles cu șeful localului să ne asigure cazare. A, nu, doar masa, atât am vrut. Și am zis că cazare și transport și alte chestii ni le asigurăm noi din vânzarea biletelor la intrarea în restaurant. Care întreabă-mă. Spuneai că asta e din 90. Da. În 90, în iarnă, ați avut un concert de mare anvergură. Hai să o luăm puțin mai devreme, că în 80 și de fapt în 90, imediat vorbeai despre albumul Fără teamă, da? Deci, dar nu în formula asta. Deci fără Eugen și fără Răzvan Filiu, pe atunci erau Savu Manuel la chitară și la clape Vali Stoian. Așa am tras noi la Electrecord pe un frig, că era iarnă. Și cu mitraliere în mână. Deci cu soldați la uși. Da. Am tras albumul Fără teamă. Spun asta pentru că pe coperta albumului Lapi ține o mitralieră. Exact așa s-a hotărât în momentul
X să ia repede mitraliera de la unul dintre soldați, că a făcut pozele chiar parcă pe acolo, nu știu, pe la Electrecon, nu mai țin minte unde am făcut poza. Nebunia. Dar în orice caz, din decembrie, da, ianuarie, nu. Noi stăteam cu minți în studio că nu știam exact ce se întâmplă, fusesem programați pentru înregistrarea albumului, că asta se făcea cu jumătate de an înainte, se trimiteai textele, melodiile, le ascultau, le cenzurau. Au fost câteva melodii care au fost întoarse. Uh-huh. Adică trebuiau să schimbe textele. Fără teamă. Fără teamă. Textul de la Fără teamă a fost scris în 89, în vară, în iarnă 89. Adică în iarna 88-89. Și la începutul lui 89, mai corect. Textul este, unii dintre noi se ceartă, alții cu un ironic râs, pun pe ceilalți să-i împace și profit odată în plus. Parcă l-a scris Dragoș pentru zilele astea, că este atât de valabil textul ăla, mă uimește, a fost vizionar. Da, iar în 90, deci pe 1 decembrie 1990, prima zi națională a României libere, am prezentat s-a opera Loc. Un concert mare, da, cu opera Loc Lanțurile și pe scenă alături de voi au fost Mihale, foarte mulți, da, artiști. Da, da. Hai să vedem niște imagini de acolo. Așa arătai tu pe scenă la Lanțurile. Băi, erai foarte... Erai foarte și spre, ca să vadă și camera, te rog. Stai să o văd eu, că stai să o văd eu. Da. Vai de mine. Aici, da, cu spatele este Dragoș Docan și tu probabil că urmăreai ceva. Erau piese unde nu cântam cu vocea eu. Uh-huh. Fuseseră cooptați și alți soliști vocali, uh-huh, uh-huh, care... A fost și songul. A fost, da, păi asta mă uitam, că aici practic se vede o parte din corul song, nu știu unde era Lucian. O să-l era vezi imediat. Puțin... O să-l vezi imediat. Aici au fost niște lucruri destul de teribile. Aici chiar ați dat foc pe scenă. Uite, da, flăcările. Da, da. Și aici cred că erai foarte supărat că s-a stins focul. Păi, pe cuvântul meu de onoare, dacă mai țin mie. Cert e că focul se stinsese. Bine, era frig, îți dai seama că era un frig. Era o burniță, o lapoviță. Deci ploua. La un moment dat, deci, în Piața Revoluției, eram noi pe scenă. Uite, multă și lume. Oanță. Oanță. Lucian Mihale. Da. Da. El a fost unul dintre soliștii vocali ai trupei Krypton înainte să ajung eu în trupă. A fost un concert cu mare ecou, un concert care a fost filmat și de alte televiziuni, pentru că știu că s-au încrucișat niște manifestații acolo, uh-huh, și de la un moment dat a început să plouă cu pietre, sticle și alte obiecte contundente, iar una din reporterițele de la CNN a primit o sticlă în freză și a luat-o cu salvarea, uh-huh, atunci. Iar toți ceilalți colegi se ascunseseră care cum puteau. Iar eu, ca un inconștient, eram în față și zburau pe lângă mine și nu m-a atins nimic. Păi asta mă întreb, ce era cu acel foc? Piesa începe cu, adică lucrarea începe cu geneza și am profitat... Deci era intenționat făcut, da, da, focul, da, nu da, era... Da, da. Nu, a fost făcut special, gândit, exact pentru momentul de geneză în care... Ne-am strâns în jurul focului la un dat să spunem, uh-huh, poveștile, uh-huh, care au urmat apoi în toată lucrarea. Și bineînțeles că îmbrăcai, adică nu pot să spun,
Impactul a fost foarte mare, pentru că toată piața era plină, lumea asculta, era liniște. Și au venit la un dat niște băieți, nu mai, de la partidele istorice, nu știu, s-au încrucișat cu ăștia, feseniști, s-au luat la bătaie, au început să arunce. Până la urmă s-a făcut liniște, până am terminat lucrarea, până am terminat opera Aeroplanțurile, s-au potolit. Și a urmat spectacolul de la Constanța? A urmat... A urmat înregistrările pentru album, albumul și punerea în scenă, de data asta în totalitate live. Aici a fost semi-playback, era imposibil de a fost timpul foarte scurt. Deci nu știu cum, prin ce conjunctură au ajuns la noi, s-au gândit să facă ceva pentru 1 decembrie, o manifestare artistică deosebită, și pentru că eram în momentul ăla deja, prinsesem aripi și prin prieteni care erau în FSN, nu știu cum a ajuns la noi chestia asta cu să facem ce să facem. Și atunci am făcut Lanțurile, care toată lucrarea asta a fost scrisă de la zero într-o lună jumate. S-a compus cu preînregistrări pentru anumite momente, că erau ulterior am luat un computer Atari la Constanța în 92, când l-am pus în scenă, am luat un computer Atari care trebuia să suplinească muzical anumite fragmente, alte partituri de clape, de bas care se suprapuneau, sunete și așa mai departe, efecte sonore care nu puteau fi toate făcute de către un biet clăpar, adică cu două mâini. Da. Și atunci comanda acel computer prin claviatură și așa mai departe. Și a fost o nebunie totală. În 92, la Constanța, am fost cantonați în Casa de Cultură a Sindicatelor. Eu, constanțean, puteam să stau acasă, dar preferam să stau acolo. Erau niște birouri, directorul era George Căpățână, actual la Radio Neptun, ne cantonase în niște birouri unde făcusem, aveam paturile și sufrageria, televizor, color, aveam casete video, ne uitam la filme, muzică și așa mai departe, dar după ora 8 seara se închidea Casa de Cultură și rămâneam închiși acolo, nu mai puteam să ieșim. Plăcut era că dacă la 12 noapte aveam chef să mergem la sala de repetiții să mai lucrăm la ceva, ne era duceam și lucram. A fost foarte interesant. Mm-hmm. Cred că mi-aș fi dorit ca așa să se compună albumele, să ne retragem undeva, să stăm o perioadă acolo, să ne rupem de tot ce se întâmplă în jur și să facem ceva deosebit. Cum simțim? Eram... Așa, ca un singur trup noi atunci, eram ca un organism, o trupă este un organism viu. De asta când se retrage unul din membrii, nu mai e la fel. Până să pleci din Krypton, ai mai fost la câteva evenimente de unde avem fotografii. Asta este un festival rock în 90, în care te strâmbai la o doamnă, doamna se strâmba la tine. Stai să mă uiți, stai să mă uiți. Pe cuvântul meu. Da. Foarte urât. Copil, să te da, urât, așa la da, așa să scot fane. Limba. Eram tineri și tributari manifestărilor pe care le copiam practic de dincolo. Cei de la Kiss, Gene da, Simon. Gene Simon, care are o limbă foarte... Ăsta, da. Da. Și eu îmi descoperisem că aproape ca și avea și o limbă lungă. Da, copii. Aici ești la festivalul frumoși. Rock 93. Oho, deja crescuse mai mare, da? Da, Rock 93. Da, au fost... Cele făcute de Dorian Ciubu? Da, au fost și asta e tot, 90... Aici că sunteți toți. 90, 91, 92. Aici era perioada în care rockerii erau în colanți și tu te-ai conformat. O, da. Așa se purta. Eram în... Da, dresuri. Da, da.
ți-am zis, imitam și noi, încercam Kiss, să păstrăm Kiss o imagine. Erau, nu, numai toate trupele toate de atunci de erau așa și erau, încercam și noi să fim în trend, să, uh-huh. să intrăm într-o... Mai ales că muzica noastră după 90, muzica Kryptonului după 90, încerc să-mi aduc aminte. Cred că eram undeva la Constanța. Da. Cred că eram la un festival de la Constanța în 92, asta, dacă da. Stau bine să-mi aduc aminte. Mă uit și la freza lui Eugen. Așa. Că mai mult a... Și Dragoș avea și părul destul de mare. Eram tineri, subțirei, zburdalnici. Și frumușei. Că... Stai că sar de la una la alta. Ziceam că încercam să intrăm într-un trend, într-o da. Mișcare ca să putem fi asociați cu ceea ce se întâmplă în rock. Pentru că au existat și într-adevăr, muzica este influențată de spiritul nației respective. Nu o să putem să cântăm niciodată ca americanii, decât piesele lor, eventual. E foarte greu. Rock 91, 92, 93, organizate de Dorian Ciubuc, erau cele mai frumoase manifestări, unde se strângeau aproape toate trupele din România, și cele mici, și cele mari, dar și public, cum nu mai vedem decât la Bon Jovi, la da. Zeci de mii. Era un aer liber, zeci de mii. Era Știu. Un sentiment fantastic să fii pe scenă și să vezi mulțime care îți cânta ca piesele. Da. Adică care știa piesele, cânta piesele, cu tine. E. Mi-aduc aminte de un singur concert mai mic la Cluj, unde publicul a cântat piesele mai tare decât instalația de sunet. Și la un moment dat nu mai înțelegeam nimic pentru că publicul cânta mai tare decât noi. Am ajuns la anul 1994, vara... lui 94, te-a prins pe litoral într-un mega turneu alături de Direcția 5. Da. În acest turneu cântau Compact și Holograf. Da. Iar după turneu, tot cu Direcția 5, ai fost la Cerbul de Aur în recital. Ia Așa. Uite ce drăguț erai. Vai, vai, vai. Da. Aici făceai baie de mulțime, deja coborâsei în public. Da, deci de unde aveți, frate? Nu pot. Da, ce n-avem? Vreau și eu. Da. Hai mă, că... Aici trăiai o piesă, nu știu ce piesă. Da, nici eu nu pot după piese, dar în orice caz, da. Erau piese de la Direcția 5 care îmi plăceau foarte mult. Alături de Marian Ionescu aici. Aha. Fotografie tot din același recital, de la Cerbul de Aur sunt toate. Bă, să mă uit și eu, să mă uit după. Vai, dar ce urât m-am uitat la el. Nu, cred că era... Asta era mesajul? Atmosfera piesei. Era mesajul Nici piesei. Nu mai știu ce piese am cântat la Cerbul. Oricum a fost recital. Cele de pe albumul Vulturul de Mare cu Peștele în gheare. Că tot veni vorba cum te-ai cântat cu Direcția 5. M-am supărat pe sat și am plecat de la Krypton. Mi-am cerut iertare de la foștii colegi recent. A fost o manifestare a orgoliului. La un moment dat ai impresia că ești buricul pământului, toată lumea se învârte în jurul tău. În 91-92 cel mai sexy solist vocal, adică cu premiu, cu așa. Toate chestiile astea m-au afectat și m-au zdruncinat puțin la temelie. Și am avut impresia că, mamă, gata,
eu cu mușchii de oțel. Și am făcut, am refăcut trupa Quartz împreună cu Amedeo și cu încă câțiva colegi. A durat o jumătate de an toată treaba. Am participat la un Rock 93 parcă atunci sau ceva de genul, știu că era pe un stadion de la stadionul Dinamo, un festival, nu mai știu dacă era din seria Rock 91, 92, 93, 94, dar în orice caz cântam cu Quartz-ul niște piese în limba engleză, încercam să ajungem în alt spațiu, piese la care am participat, la texte, linii vocale, tot, deci am participat la compoziție așa cum mi-aș fi dorit, poate să particip și la Krypton, dar lumea striga Krypton. Ai spus tu că ți s-a lipit emblema Krypton, da, precum timbru de scrisoare. Exact. N-am putut să scap de imaginea Krypton. Deci de tu cântai pe fruntele cu meu. Altă trupă și în sală când ai apărut, deci se în stadion, Krypton. În stadion, că era stadion, da. Lumea striga Krypton, Krypton. Înapoi acasă, adică. Înapoi acasă. Și bine, n-am înțeles mesajul. Nu mai era loc de întoarcere pentru că orgoliul era mare, mare. Cam cât Casa Presei Libere. Nu era decât de mers înainte. Și a apărut a doua oară că Marian Ionescu m-a mai curtat în timp ce eram la Krypton, dar nu puteam să părăsesc Kryptonul. Nu pot, adică mă așa sunt, mă leg sufletește și după aia mi-e greu. Chiar dacă e greu, stau acolo până când începe să se scufunde, dacă se scufundă. Nu se scufunda nimic. Kryptonul putea să meargă foarte bine în continuare. Dar mi s-a părut mie ceva. Mi s-a părut. Asta e. Și ai plecat la direcția 5. Și am plecat la direcția 5. Împins și de prietenii mei din jurul meu, care erau atunci, la momentul ăla, în jurul meu, că nu se poate. Profită eu. Ok. Și m-am dus la direcția 5 și am început, practic, colaborarea cu acest turneu pe litoral, sponsorizat de o firmă de țigări, ca să nu dau nume, nu? Da. Oricum, turneul e celebrul, toți. Da, a fost un turneu extraordinar. A fost primul turneu din seria asta la care am participat noi alături de Holograf și Compact. Practic eram trupele, primele trupe din topul, top 3, da. Top 5 al României. A fost extraordinar. A fost prima vară în care n-am mai cântat prin localurile de pe litoral. Am cântat în teatre de vară. Am cântat în teatre de vară, unde la 3 zile aveam concert. Aveam 3 locuri, 3 stațiuni, uh-huh, în care Mamaia, Neptun și Costinești, și la 3 zile era câte un concert. A fost o vară superbă, după fiecare concert, after party, cu jam session, cântau câțiva dintre, din echipa sponsorilor, practic, cântau foarte bine, eram uimiți chiar cât de bine puteau să cânte. O atmosferă efectiv de turneu, cu multe povești pe care nu cred că ne-ar ajunge. E multe povești. Am multe povești de spus. Petrecerile noastre pe lângă after party-uri între seriile, fetele care și aici ele. Aici e un capitol, da, lung de, aici și era, e mult de dezbătut. Aici am multe povești, iarăși. Nu știu dacă poate cândva o să-mi scriu memoriile și atunci am să spun tot. Chiar tot, fără niciun fel de perdea. Pentru că știu că toate astea m-au construit. Am făcut multe greșeli, ca orice om. Am abuzat poate de tinerețea mea,
dar am învățat, am înțeles că până la urmă tot echilibru, tot bunul simț sunt cele care dau valoare. Am înțeles că nu este bine așa, că este bine să fii cumpătat, că este bine să fii ordonat, că este bine să îți păstrezi umanitatea, pentru că fără ea nu poți să faci nimic niciodată. Nimic niciodată. Și multe altele. Și după direcția 5 ai luat o pauză cam lungă. În acea vară se lucra la următorul album, Direcția 5, compus în mare parte de Răzvan Mirică, la el în cameră acolo. O muzică care acum poate n-aș mai spune la fel. Era ușor revoluționară, dar nu mă reprezenta în acel moment pe mine. Și faptul că nu reușeam să fac parte integrantă din trupă, mă simțeam puțin stingher și puțin dat la o parte. Nu este rău, nu zic că a fost greșit, pentru că iacătă atunci când asociezi trupa, imaginea trupei de cea a solistului vocal, din acel moment trupa devine vulnerabilă. Dacă solistul vocal pleacă, trupa dispare. Se strică echilibru. Și atunci am înțeles rațiunile lui Marian Ionescu de a mă ține puțin de a mă ține cu hățuri. Uh-huh. Acolo mi s-au pus hățuri. La Krypton făceam tot ceea ce era necesar, tot ceea ce doream. Nu erau probleme de genul nu are voie Guriță să facă aia sau nu are voie. Puteam să semnez contract, să dau interviu, să discut, să... și așa mai departe. Eram parte egală din organismul meu. Ăla a fost organismul meu. Da. Direcția 5 a fost o experiență. Și am plecat până la urmă din Direcția 5, dincolo de convingeri, de fel de a gândi care începuseră să se schimbe cumva în mine. A fost și faptul că unde, ce să fac, unde să merg, cum să merg mai departe. N-am conceput niciodată să cânt ca solist independent. Poate că am greșit, dar eu m-am simțit bine într-o trupă. M-am simțit parte din ceva. N-am putut să fiu foarte independent, să mă apuc să-mi compun eu singur sau să găsesc pe cineva să-mi compună, nu știu, mi se părea ciudat. Și atunci am zis, te-ai oprit. Stop. Cel puțin atât pentru... a fost. Am zis că atât a fost, da. Am șters tot, am aruncat tot, zero. Ce-ai și zis? Am pornit o altă călătorie prin viața mea. Am să-mi scriu memoriile. Dar nu vorbim acum despre nu asta. Vorbe, nu vorbim, nici deocamdată nu vreau. Deocamdată ne oprim la prima parte din activitatea ta artistică și continuăm cu a doua parte. Această pauză muzicală a durat până în 2010. Ce te-a făcut să te întorci pe scenă? Ca să nu trec peste, aș vrea să spun aici că a existat un moment... a vreo 3 ani după ce m-am lăsat de cântat, m-am întâlnit cu Adi Bărar de la Cargo. Pe atunci Kempes nu și revenise ca astăzi e perfect, nu și revenise încă de pe urma accidentului și simțeau nevoia să-l schimbe și a venit la mine să-mi propună să cânt cu Cargo. A fost o perioadă de curtoazie care a durat câteva luni. M-am gândit foarte bine, dar trebuia să plec la Timișoara, să mă mut acolo, ceea ce mi-era foarte greu să las tot și să mă duc acolo și atunci am refuzat oferta lor, cu părere de rău, pentru că în discuțiile avute cu Adi Bărar atunci
mi-am dat seama ce fel de om este, că este un om minunat, adică cu care pot să stai de vorbă nebănuit despre multe subiecte, și care de multe ori simțea și gândea ca și mine despre tot ceea ce înseamnă inclusiv limba română, România, națiune, exprimare muzicală și așa mai departe. Da, și după acest episod a fost o liniște maximă în care mi-au ieșit tot felul de vorbe, că m-am călugărit, că am plecat în America, în Australia. Deci, ce să mai... Cert este că la un moment dat... Ți s-a făcut dor. Mi-era dor de libertatea pe care ți-o dă nu muzica, ci ceea ce faci și îți place. Când faci ceea ce îți place, nimic nu mai este greu, nimic nu mai este obositor, nimic nu mai este frustrant, treci ușor peste multe și mai mult de atât, se deschid, se întâmplă lucruri. Cam așa s-a întâmplat după o perioadă de timp, din momentul în care am început să cred că trebuie să mă întorc, să-mi doresc să mă întorc în zona muzicală, am început să se întâmple lucruri. Nu știam de unde și cum să încep. Chiar rămăsesem, am stat o perioadă, cred că de vreo jumate de an, în care îmi doream să, mi-aș fi dorit să înceapă, să se întâmple ceva. După vreo jumătate de an mă sună un fost chitarist de la Direcția 5, nu l-am prins, a intrat în trupă după ce am plecat eu, Vlaicu Giurgea Juju. Un copilaș pe care îl știam de pe vremea Icarului, îl știam ca un copilaș cu minte, timid, cu ochii mari, mut, nu vorbea, acum medic, deci a terminat medicina, copilul ăla nu spunea, nu arăta, și chitarist. Care m-a sunat, nu știu de unde a făcut rost de numărul meu de telefon, m-a sunat să, gurițelule, hai să facem și noi o trupă așa de distracție, să ne simțim bine. Și am zis, ok, gata. Și mi-a făcut cunoștință cu Marius Mirea, basist, care cânta pe atunci în trupa așa. Era o trupă de cover-uri. Am repetat, cred că, vreo 3-4 luni împreună, diverse piese, mai mult cover-uri am lucrat, rock. A urmat o perioadă de acomodare, reacomodare cu trupă, cu voce, cu și așa mai departe. Și la un moment dat s-a întâmplat o altă oportunitate, a apărut o altă oportunitate, s-a destrămat trupa așa. Recunosc că într-un fel am gândit-o. Adică aș fi vrut să cânt eu cu o parte din băieție. Și s-a întâmplat. Acum realizez, știi, lucrurile astea. Acum ce înseamnă la un dat să se deschidă, să întâmple lucruri. S-au spart în două și basistul Marius m-a chemat să cânt cu trupa nou formată și care a devenit Avenue. Și bineînțeles că m-am dus, partitura mea fiind cea de rock, soft, chestii de genul ăsta, care mergea foarte bine și în cluburi, și la anunț, botezuri, tăieri de moț și alte chestii. Nu mă gândeam la scena mare, nu mă gândeam la nimic, mă gândeam doar să cânt, să-mi reamintesc starea aia și să-mi revină starea aia de libertate. Am cântat prin câteva baruri care deveniseră de fapt și au, spre surprinderea mea, asta a fost evoluția care inițial l-am
discreditat-o, zic, chiar așa a ajuns muzica să se exprime prin baruri. Noi, pe vremea începuturilor, aveam, ca să spun așa, o relație foarte rece cu mediul de localuri, de baruri, de cârcium, lăutari. Le ziceam lăutari, ăia sunt lăutarii. Noi eram artiști, cântam pe scene. Ei cântau la sarmale. E, băieții ăia câștigau mai mulți bani decât noi, asta e clar. Dar noi eram artiști, adică aveam originalitate. Și uite așa s-a întâmplat că m-a contactat Eugen Mihaescu. Vechiul tău coleg? Vechiul meu coleg de Krypton. M-a sunat și mi-a propus să facem un proiect. L-am făcut, s-a numit EMG, Eugen Mihaescu și Guriță, cum ar veni. Unde iarăși am lucrat piese noi în limba engleză. Cătălin Fotin, care era basist încă în Kryptonul în care cânta și Eugen, și Ovidiu Condrea Toboșar, care știu că era și la Krypton, deci practic era o parte de Krypton cu mine pe voce. Da. Dar sincer, nu m-am, deși Krypton exista în momentul ăla, nu mă interesa sau nu asta a fost dorința mea. Chiar m-a bucurat ideea unui proiect nou, de a face ceva, de a pune baze noi și a face ceva împreună pentru mai departe. Dar se până pare la urmă, că până la ăla lipit de scrisoare te-a dus tot într-o altă formulă a Kryptonului, tot care în formula s-a numit Krypton Reunion. Da, a fost numele de marketing, ca să zic așa, al proiectului Krypton. În 2012, exact, pot să spun că înainte de Crăciun ne-am întâlnit la Sorin Voinea, am stat de vorbă cu Lapi. Noi patru am stat de vorbă despre repunerea bazelor Kryptonului ăla de altă dată, rock. Da. Și ați pus bazele, ia uite, un concert la Câmpul Lung cu Krypton Reunion. Da. Cu Cătălin Fotin, se vede și Sorin în spatele tău. Da. Da, a fost... Iar aici cred că avea o problemă cu fotograful. Nu știu de ce te uitai așa urât la fotograf. Ce expresie, mai. Se vede și Lapi în spate. Da. Cred că era... La zilele Câmpul Lung, da. Unde știu că, cred că mă strâmba. Probabil că era ceva cu fetele cu ochii verzi sau Tatiana, piesele mai de... Da. De glumă ale noastre, mai de un... Da. Da, la Câmpul Lung... În paralel cu Krypton Reunion, ați început, tu și Eugen, un alt proiect acustic, Krypton, da. Unplugged. Da. O variantă toamna acustică de interpretare, da, a pieselor, da, Krypton. Nu? Da, a fost... Un alt moment interesant pentru mine, ca și solist vocal, a fost o altă provocare. Mi-am dorit întotdeauna să pot să transmit mai mult. Fără doar și poate, am încercat să înțeleg în acest timp în care n-am cântat de ce tot spunea lumea despre mine că ce solist vocal mare sunt. Am încercat să înțeleg care sunt coordonatele. Și întrebând și pe foști fani și prieteni și așa mai departe, mi-au spus chestia asta: tu transmiți. Ok, bun, nu știu, o fac nativ. Hai să vedem niște fotografii în formula Krypton Unplugged. Aici tu, la festivalul de la Sulina. Aha. Da. Trebuie să spun că în aceste fotografii apare și numele Ager Press, pentru că în acea perioadă noi am fost, da, chiar aici pe scenă, am reușit, este tenorul nostru. Am reușit să facem... Eram partenerii voștri media. Da, am reușit să facem o treabă foarte bună.
și pe care mă doresc să o facem în continuare, mi-aș dori să o facem în continuare. Da. Asta era... Asta era la Râmnicu Vâlcea. Cred că da. La Râmnicu Vâlcea. Și aici, în tribut în București. Aha. Aici e clar că da. Da. Povestea a început în toamnă, în septembrie 2012, când ne-am gândit la un alt proiect, pur și simplu, în încercarea și de a câștiga din punct de vedere financiar, dar și de a duce mai departe brandul Krypton. Inițial n-am fost de acord, dar și vrut să să denumim trupa altfel, dar dându-mi seama că oricum vom cânta piese Krypton, chiar compuse de Dragoș, Eugen și de Dragoș, da? Cu acordul lui Dragoș, bineînțeles, n-a fost niciun fel de problemă, care Dragoș încă nu l-ispitisem suficient, da? Nu revenise. Și atunci am făcut acest proiect în care, așa cum ziceam mai devreme, am găsit alte și alte modalități de exprimare și de a transmite mesajul cu ajutorul vocii. Pentru mine a fost o școală în care mi-am redefinit puțin tehnica vocală, că altfel de impostație se practică pentru zona de acustic, în care solistul vocal este foarte în față și trebuie să exprime tot și instrumentele doar să-l susțină discret de la spate. Acolo mi-am găsit o alte modalități de exprimare. Am avut o serie de concerte și de spectacole foarte reușite. Am făcut și un album, o parte din noi, care așa s-a numit albumul, care se numește, a fost lansat întâi în străinătate și da, pe urmă în țară. Printr-un complex de împrejurări am ajuns în străinătate, în Belgia, Luxemburg și Franța. În Franța. Organizatorul fiind impresionat, ca să spun așa, fiind și artist și solist vocal, impresionat de proiect și de vocea mea și așa mai departe, a simțit nevoia ca de ziua mea, pe 18 mai, să cânt la Paris. În 2013, să cânt la Paris. A fost o experiență frumoasă. Deci, pe 18 mai, de ziua mea, eram la Paris. Lansând acest album, într-un periplu care a durat, într-adevăr, câteva zile, pentru că în Bruxelles am cântat până la urmă de două ori. Le-au plăcut foarte mult și cei care aveau o putere de decizie, respectiv sponsorul Tarom, Mădălina Mezei de la Tarom Belgia, Bruxelles, ne-a spus că ea ne facilitează să plecăm când vrem noi, oricând vrem noi, numai să mai cântăm încă o seară. Și am mai făcut încă o seară extrem de reușită la Bruxelles, dar vreau să spun că de pe data de 15 în fiecare seară până am plecat a fost ziua mea. A fost frumos, amintiri frumoase. Cu Krypton, într-adevăr, și cu Reunion și cu Unplugged-ul deja eram mult mai prezenți pe piață. E adevărat că Krypton Unplugged s-a adresat totuși unei alte categorii de public. Au fost și cei care au venit din curiozitate să vadă despre ce este vorba și cum ar putea să sune piesele care le știau ei așa, rock, cum ar putea să sune în varianta asta. A fost frumos, bineînțeles, că Unplugged-ul și, în general, tot ce înseamnă seriile astea acustice, ies așa gen foc de tabără. Am văzut și copii de 16, 17, 20 de ani, care nici nu erau născuți când... Dar știau piesele și
au venit să le dau autograf și de pe net. Sau acasă părinții nu vorbesc de cazurile de cazurile de fani care au venit cu copiii după ei și uite, copiii mei știu textele mai bine ca mine. Proiectul acesta a ținut pe parcursul anului 2013, pentru că la finalul anului ați reușit să-l convingeți pe Dragoș să revină. Deci 2013, în septembrie, Dragoș a intrat în Krypton și atunci a revenit în Krypton. Și v-ați reunit în ceea ce spun specialiștii, criticii muzicali, că reprezintă formula de aur. Formula de aur a Kryptonului. Deci v-ați refăcut în formula în care erați formula în 90 aia... și... Da, pentru Krypton, perioada aia 90-93, 89-93 este o perioadă de referință, chiar dacă Kryptonul fusese prezent pe scenele patriei și până atunci a reușit să efectiv să fi, fără niciun fel de laudă, să fim în top 3. Deci printre primele trupe de rock românești. Am avut și asta a fost și intenția și dorința noastră. Haide să refacem acel moment complet, așa cum am încercat de fapt și în 2012. Și a venit Dragoș. A venit Dragoș. Și ați am început să facem piese noi, videoclipuri la piesele noi. Un concert de lansare a unui nou videoclip, Supraviețuitor, imagine de la filmarea videoclipului. Da. Da, 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 da. După ce vă dăduseți măștile tot jos. Tot decadent, da. Da, a fost o filmare interesantă. Într-o singură zi am tras... Și pe o ploaie năprasnică. Și pe o ploaie năprasnică a fost mare inspirație cu alegerea locului, care nu avea decât două ziduri și un tavan bine pus acolo. Aici, la un moment dat, în videoclip, mi-am dat foc. Da. Inițial era vorba să iau un costum special pentru pirotehnie, să nu știu ce, care până la urmă renunțasem la idee. Zic, bă, pe vremea asta mai... Dar la un moment dat, rămânând niște motorină în bidonul cu care venisem și dădusem foc pe la pereți, făcusem ce să mai... Da, ca după război, zic, hai mă să muiem niște cârpele, punem pe mine, aveam o geacă de piele care oricum nu mai conta, hai că punem pe mine așa, dați în foc și vedem noi că noi muri din asta. Și mi-am dat foc. Da, știu că am văzut videoclipul. Mai să mă... Și noroc curgea apa așa ca o perdea prin tavanul crăpat pe undeva la umbinare. Focul. Și am trecut și prin apă și prin foc și prin toate. Da. Și a fost o... Astea sunt imagini de la concertul de lansare a videoclipului. Da. Tu, Dragoș, da. Sorin. Lapii ascuns după acolo, tobe. Da. Și Eugen e probabil și în partea cealaltă. Eugen este în stânga. Da, el era... Da, aici am lansat anul trecut în mai. Da, în mai 2014. Ăsta, băiatul ăsta frumos sunt eu, da? Seamănă cu tine, da. Vai, ce gură mare. Și aici tot din concert. Cu Dragoș și cu Sorin, îți mai schimbai din când în când ținuta? Păi da, pentru că... În funcție de repriza muzicală. Am zis că, fiind un concert important pentru noi, să fac și existând și un moment de efectiv de instrumental, deci aveam timp ca pe acea piesă instrumentală să fac ce vreau și am ales să-mi schimb cămașa care era lor.
Pentru că spuneai că în fotografia cealaltă nu era Eugen. În fotografia asta este Eugen, la Moeciu de sus erați în concert. Moeciu. Da. Tot în vară, în 2014. Da, e acolo o echipă foarte drăguță, niște oameni extraordinari. La Moeciu, la una din pensiune la care am ajuns noi cu Krypton Unplugged. Extraordinari oameni. Deci este, pentru mine este de mare inspirație ce se întâmplă acolo. Adulții sunt echipa care supervizează tot ceea ce se întâmplă în acea pensiune, dar și copiii fac parte integrantă din peisaj, își adoptă rolurile, joburile, supervizați de părinți. Deci sunt doi patroni, soț și soție, un patron care are acea pensiune, restul angajaților într-o relație de prietenie fantastică. Deci foarte interesant, uman. Deci copiii au organizat acest festival. Finalul anului 2014 a fost marcat de un concert cu invitați al vostru, al Kryptonului. Asta e o poză doar cu tine. Aha. Concertul cu invitați. Concertul cu invitați. Unul dintre invitați a fost Kempes. L-avem aici, da, în fotografie. Da, prietenul meu Kempes. E un băiat pentru care am o admirație deosebită. Așa, pentru toată istoria lui, vieții lui și întâmplărilor din viața lui. Da. Un alt invitat, Coyotu, de la Trooper. Da. Trooper care ne-au mărturisit, am fost invitați în 2013. La concertul lor de la Arenele Romane. Și la concertul lor de la Arenele Romane, dar cred că aia a fost în 2014. Ați fost și voi. Dar în 2013 ne-au chemat la lansarea unui album de-al lor, unde am cântat tot eu cu Eugen. Tot din concert. Și acolo, în concert, am aflat că, de fapt, trupa Krypton a fost trupa care i-a inspirat pe ei, pe Trooper. Și am un sentiment de respect și de admirație pentru ei. Simultan cu acest nou început pentru Krypton, cu lansarea noului single, noului videoclip Supraviețuitor și mai nou single-ul Rău sau bun, ai făcut încă un proiect al tău, personal. Da. O trupă tot acustică, Unplugged Me. Da. Ai găsit o fată talentată, un băiat talentat și ați pornit concertele prin țară, ați lansat și un single. Da. Avem fotografii de la câteva concerte. Asta e un concert din București. Da, un concert absolut. Ca toate concertele noastre cu Unplugged Me. Aici sunt mai multe fotografii de la Sibiu. Ehe. Aici a fost unde la un moment dat pe scenă chiar sunteți înconjurați de mai mulți instrumentiști, mai multe instrumentiste, doamne, domnișoare. A fost o experiență foarte interesantă. M-a făcut să visez, știi? Aici visai foarte bine, uite. Mi-aș fi dorit de la chestia asta, mi-aș fi dorit ca etapa următoare să fie cu o întreagă orchestră simfonică, știi? Adică aici am cântat acompaniat de un quartet. Am un lapsus. Niște fete foarte talentate. Din Sibiu. De fapt, la Filarmonica din Sibiu sunt făcute. Da, acolo a și avut loc concertul. Era la un festival de tatuaje, un festival internațional, unde ne-au acompaniat la câteva dintre piesele noastre.
Și a sunat foarte bine, foarte bine. Da, am făcut trupa asta pentru că după ce a revenit Dragoș în Krypton, una dintre condițiile firești, da, mai ales că gata, eram reuniți toți, nu mai puteau să existe două echipe care și proiecte și așa mai departe. Adică trebuia să existe un singur Krypton. A fost și bine pentru brandul Krypton această perioadă în care au fost două proiecte, dar trebuia să adunăm râurile într-un fluviu, fluviu cel mare Krypton, și atunci am hotărât ca Krypton Unplugged să-și înceteze activitatea. Inițial era vorba ca eu cu Eugen și cu echipa să redenumim proiectul și să mergem mai departe. Până la urmă ne-am oprit, eu din bucuria și plăcerea acelui proiect am zis trebuie să-l continui pentru că aveam ceva de spus. Și atunci efectiv inițial am apelat la chitariști și instrumentiști pe care îi știam, care n-au avut timp, nu, sau nu i-a încântat proiectul și așa mai departe. Până la urmă, pe internet am găsit doi copii frumoși, tineri, care nu se cunoșteau, acum se cunosc, sunt prieteni, să nu se înțeleagă greșit, sunt prieteni, sunt amici, se înțeleg foarte bine pe scenă, ne înțelegem împreună foarte bine, o atmosferă extraordinară, care asta spun contează foarte mult în orice loc de muncă pe care l-ai, să ai o atmosferă plăcută. Copiii ăștia m-au făcut să mă simt altfel, efectiv. Am avut concerte frumoase, deși Șerban Matei, chitaristul, vine din zona de cover-uri, de trupe de cover-uri și n-a avut o experiență, a avut experiență scenică, că la un moment dat i-a acompaniat pe cei de la Boniem și a mai avut colaborări, dar l-a bucurat foarte mult și l-a impresionat succesul pe care l-a avut trupa și am devenit așa, nu pot zic prieteni, că sunt mai mici ca mine, mult mai mici decât mine, dar în orice caz foarte apropiați și foarte, da, prieteni, pentru că i-am ajutat și m-au ajutat și ne ajutăm acolo întotdeauna. Marina Pângulescu, care este violonistă la Filarmonica din Pitești, amândoi conservatoriști, ce pot să spun decât că mi-aș dori să existe în toate trupele în care cânt, pentru că sunt mai multe, aceeași atmosferă, dar fiecare cu tipii cu ei până la urmă. Cu Unplugged Me am făcut o mică pauză pentru că... Pentru că, o să spun eu de ce. Spune tu. Că ești veșnic tânăr și neliniștit, mai ales neliniștit. Așa. Îți tot cauți și altceva de făcut și mai ești angrenat în două colaborări, una cu Adi Manolovici, alta cu trupa Medriven. Așa este. Avem o poză de Constanța, un concert cu băieții de la Medriven. Da, asta este prima noastră ieșire. A fost primul nostru concert Medriven în Constanța, apoi în Mangalia. Am avut pe 8 acum la un festival cu camioane, T-Festival. A unde ai câștigat și un premiu, ai primit și o cupă. N-au avut coroniță. N-au avut. Da. Da, asta este acum câteva zile. Da. Am înțeles. Duminică? Duminică. Duminică a fost festivitatea de premiere, noi am cântat... Spune-ne ce scrie pe diplomă. Premiul 3, Medriven, a fost un concurs de popularitate. Uh-huh. Și au participat 9 trupe, că trebuiau să fie 10, dintr-o selecție făcută de un juriu. Au fost mai mulți care s-au înscris.
Și noi am luat premiul 3 pentru, de popularitate în festivalul ăsta. A fost o experiență frumoasă. A fost a doua scenă mare pe care am prins-o cu Medrivenu. Avem treabă. Am treabă și cu Medrivenu. E o trupă de rock mai dezlănțuit. Nu, să știi. Este, de fapt, heavy metal-ul mai actual pe care îl cânta și Krypton pe lanțurile. Pentru că ceea ce a impresionat la lanțurile și la Krypton în momentul ăla a fost că depășisem tiparele balcanice, arhetipale ale rock-ului. S-a scris o muzică mai încadrată în stilul mondial. Medrivenu cântă cu ușurință. Până să ajung eu acolo la ei, pot să am observat, de fapt, Facebook-ul lor, au mai mult like-uri din străinătate decât din România, pentru că cântăm în engleză, deși o să facem, am început deja o primă piesă la care lucrăm. Mă duc săptămâna viitoare, peste două săptămâni, mă duc să încep filmările pentru videoclipul piesei Fii Tare, care am făcut textul în limba română. Bineînțeles că o să se schimbe un pic și maniera de interpretare, de fapt stilul trupei. Eu sunt mai melodios, mai cald, mai și vreau să și am să impregnez și o să fie o chestie interesantă. Da, este una din trupele, altă trupă cu care cânt, mi-am propus să îmi aleg cât mai multe modalități de manifestare a talentului pe care cu care m-am născut, adică vocii cu care m-am născut, nu e meritul meu. De asta cu Adi Manolovici am început să lucrez chiar din iarnă. Am tras o piesă care am înscris-o la Eurovision, dar n-a fost selectată între primii 12, dar o piesă reușită, care a plăcut și place. Am de asemenea cu Adi noi doi un proiect acustic puțin mai altfel, așa, mai axat deocamdată pe cover-uri, dar încercăm să ne găsim identitatea. Și voi mai căuta, nu mă opresc. Vreau să găsesc zonele de exprimare maximă, de bucurie interioară, pentru că cu Medrivenu, de exemplu, în Medriven este, și zic eu, parcă s-a închis un cerc așa, a devenit rotund, nu s-a închis în sensul că s-a blocat și nu mai este nimic, ci a devenit o formă perfectă, tot ceea ce s-a întâmplat în viața mea. Tibi Duțu, colegul meu de trupă, mi-a fost coleg de liceu în Constanța, unde am terminat liceu. Eu l-am văzut pe el pe scenă când eram prin clasa a 9-a sau a 10-a, la Sărbările Mării, cânta rock pe scenă. Am fost uimit și impresionat. Mie prin cap nu-mi trecea ce o să se întâmple cu viața mea. Nu știm nimic din ceea ce ne așteaptă. Și a fost așa o chestie și o exprimare. Uite, am visat asta și ei fac, știi? O chestie de asta așa, cum îți vin gândurile și nici nu le poți separa, nu le poți. Vin așa dintr-o dată și zic, uite, el e acolo. Și iată, începând practic căutările mele, mi-am propus la un dat și am zis, caut solist vocal, caut trupă. Și a văzut pe Facebook, am zis, păi nu vrei să... Păi ok, că doar vin la mama acasă, zic, hai să încercăm, trimitem piese să vedem. A, îmi place, vreau, gata. Mă simt foarte bine cu ei, sunt o gașcă minunată.
este pentru mine semnul că s-a mai născut un copil, un organism viu, o trupă care are, trebuia să fie așa, nu știu cum să zic. Așa am sentimentul, mă simt foarte bine cu ei, cu tot ceea ce se cântă acolo. E într-adevăr, nu mă calc stilistic cu ceea ce se întâmplă în Krypton. Ei sunt în zona mai underground, mai rock sever. Vreau să ajungem într-o zonă de expresie mai largă puțin. Krypton își continuă stilul caracteristic, rock-ul ăla, heavy metal ăla clasic. Cu Unplugged Me, care l-am tradus în limba română ca să se înțeleagă ce am vrut să spun, Scoate-mă din priză, sunt semi-electric, semi-acustic, depinde din ce parte a paharului vezi, tot plin e. Am altă modalitate de expresie, Quadi, îmi regăsesc un prieten care cândva m-a căutat și m-a rugat să cânt cu el și l-am refuzat atunci. Îmi plătesc polițele, ca să spun așa, ca să fie un final de... să-mi construiesc un final de viață și de carieră cât mai frumoase, cât mai prezente, cât mai bine impregnate și ancorate în ceea ce înseamnă muzica rock din România. Ești foarte, foarte ocupat și foarte risipit în foarte multe activități. Eu îți mulțumesc că ți-ai găsit totuși timp să ajungi la noi și pentru că mai e foarte puțin până la ziua ta. Am văzut că ți-au plăcut mult pozele astea, ți le oferim ție. Și îți mulțumim mult că ai fost la noi. Mulțumesc și eu din suflet. Chiar că mi le-aș fi dorit, știi? Chiar mi le doresc. Mersi mult! Și noi mersi mulțumim! Mult. Da, mi-am refăcut panoplia de fotografii. Mersi mult de tot, Agerpres. Cu drag! Mersi mult de tot, Marina!